Slăvit să fie Domnul, voi lăuda pe Domnul cu o poezie. Să nu apună soarele peste mânia noastră, să nu apună soarele peste mânia noastră, e o poruncă sfântă pentru viața noastră. Ce frumusețe ascunde, ce binecuvântare să poți lăsa mânia uitându-te la soare. Căci de compari mânia cu soarele pe orbită, o scamă lipicioasă cu prințul de elită, auzi fără îndoială cum glasul lui îți spune că zi de zi aleargă, iar seara tot apune. Pe când mânia noastră e vermele și roade, pe ascuns la rădășină până ce pomul cade, se ține ca și scaiul nătâng de blânda oaie, mânia-i ploaie reșe peste a nopții straie. Să nu apună soarele peste mânia noastră, adesea ori răsună porunca în mintea noastră, dar nu-i dăm importanță și o primim ușor ca pe un cuvânt oricare prin lume trecător. Dar tu cunoști porunca, dar tot atât de bine îți împlinești cerința atunci când seara vine. Și dacă ții mânie mai bine de o lună, cum te descurci cu soarele și trebuie să apună? Căci soarele pe boltă, izvorul de lumină, după o zi de vară către apus se închină. Deși atât de falnic, atot luminător, el totuși l-ascultă pe Tatăl Creator. Și tu, un boț de tine, un bulgăr ești sub soare, cum îndrăznești să-i calci porunca nepăsare? Cum calci fără sfială și sfatul și iubirea a celui ce te cheamă ca să-ți îndepți trăirea? Și crezi că dacă Domnul într-o împrejurare oprita în vechime din mersul său pe soare, îl va opri acum oricând îți place ție, ca nu cumva să apună și peste a ta mânie? Va ține loc un astru și o lume în așteptare pentru mânia-ți oarbă ca noaptea în tulburare? Va pedepsi pământul cu tot ce-i aparține că tu nu lași mânia atunci când seara vine? Dar soarele aleargă, își face datoria ca tu să înveți creștine, să părăsești mânia. În zori de zi răsare pe cer ca și un mire, se înalță și apune tot plin de strălucire. Învață de la soare să strălucești ca dânsul și când ai bucurie și când te umple plânsul. Apusul îți vorbește mereu de împăcare, tu spulberă mânia. Ajunge la iertare, căci Dumnezeu te iartă și vrea în dar iertare să dai și tu altora dar fără murmurare. Ascultă dar porunca atât de înțeleaptă, că de nu lași mânia, mânie te așteaptă. Și de nu ierți pe altul, atunci cum vrei iertare, iar rugăciunea Tatăl nostru o spui cu voce tare. De ce să porți mânia ca pe o grea povară, când poți să o lepezi, frate, chiar la aceeași oară? De ce nu vezi că-și Domnul te așteaptă cu răbdare și în orice zi te cheamă, cu orice apus de soare, să vii la El ca roua cu toată bucuria, nevinovat ca dânsa, lăsând pe veci mânia? Căci de o mai păstrezi în suflet tu creștine, și ziua vieții trece și Domnul slavei vine. Să știi că atunci mânia și așa ușor te învinge, e un verme și nu moare și un foc și nu se stinge. Ea astăzi îți oferă tot felul de bucate și apoi din cupa urii să o învei, te îmbie, frate. Tu crezi că ai dreptate, dar ea mereu desparte pe frați de frați și prieteni și îi duce chiar la moarte. Tu nu dorești iertare și nu o oferi altuia. Tu ești o noapte tristă și umple cetățuia? Mândria e prea mare ca să o poți repune, de aceea ți-i mânie și soarele apune. Acesta e înțelesul poruncii din Scriptură, să părăsești mânia, să înlături orice zgură, mânia să se treacă, nu soarele să stea și astfel va fi pace și în palate și în bordeie. Dar dacă poți creștine ca să-l oprești pe soare, tu nu-ți lăsa mânia, nu-ți cere împăcare.
Măsoară-ți dar puterea să vezi de ești în stare ca să oprești pe orbită un nastru în alergare. Gândește-te dar bine, ești liber să alegi și în urma tuturora un lucru să înțelegi. De vrei în haine albe să întâmpini pe Mesia, oprește-a Sfințitul sau leapă de mânia. Domnul Iisus Hristos să ne binecuvânteze pe toți. Amin.